Băi, m-am uitat la... A pus Fire un clip cu... Cu asta, cu... Cu... Ce zice Bucharest Bike Traffic. Da, cred că ăsta este. Despre mașini și despre fluidizarea traficului. Mi-am recuperat permisul într-un final și... Am ieșit în trafic, am ieșit în trafic cu mașina. Și bine, mi-am frânat foarte tare dorința de a mă duce și a-i da pedală, că asta faci, știi? Adică în momentul în care ți-a permisul pe nedrept și nici n-ai vreo soluție normală să faci asta, să ți-l iei înapoi decât cu judecător și cu așa, tentația este să dai în gât măsii și hai să-i musi dau pedal și hai să încarc regulile și mai tare. Știi? Deci asta-ți vine și mi-am frânat tentația asta, am condus, a durat câteva zile de condus normal, pe care m-am și am dat în gură. Sunt două, șoferul român are două stări. Starea, eu nu mă grăbesc și aia toți care se grăbesc și mă grăbesc din spate și sunt nervoși, sunt niște nenorociți, și eu mă grăbesc că ăștia care merg mai încet sunt toți niște nenorociți, că mă împiedică. Deci am mers în spatele unuia care uite așa era. Prietene, claxon, s-a uitat la mine, s-a trezut, după care 10 secunde mai târziu era din nou pe telefon. Nu aș, știi, nu aș, trece de pieton, nu știu ce, mai trăgea de volan, mai banda, mai... Nici o jenă, nici nimic. Și... După care îi vezi pe ceilalți, eu mergând pe bicicletă, îi văd când trec cu 90% prin oraș. Aveam în partea cealaltă, trăceam tot timpul, că plecam la un moment dat, aveam o chestie asta de făcut și, mă rog, plecam cam la aceeași oră cu bicicleta. Și tot timpul mă întâlneam cu un prost, cu un civic, care, bă, deci îi dădea pedală, avea probabil ceva 2.5 sau 3 litri sportiv sau era 2.0 turbo. Îi dădea pedală morții mă, știi? Deci pe o asta de 500 de metri. Până când, într-o zi, era la trecerea de pieton, că erau două trecere de pietoni acolo, pe care el nu le băga în seamă, stătea pe margine, pe bordură și plângea că omorse un om. Și morții mătii. Dar când ani de zile ai mers ca un descreierat, atunci era bine? Acum, dar atunci era bine. Asta nu... Traficul nu se poate fluidiza pentru că oamenii nu sunt atenți. Oamenii nu știu regulile de circulație, nu sunt atenți. Sunt bătrâni, conduc mașini vechi, conduc manuale, până să schimb viteza, până nu știu ce. Că uitați-vă în giratorii, deci faceți toată un exercițiu de asta, uitați-vă în giratorii, câți oameni încetinesc pentru că, aoleu, n-am nimeni viteză, aoleu, ce vite, trebuie să țin și de volan, trebuie să și... La drum lung mai merge, dar în oraș și crimă pentru că șoferii nu sunt atenți și nu conduc foarte bine, deși noi suntem, avem impresia că suntem luminii. Da, și nu, mi l-au luat pentru viteză, pentru că era primul semn de, deci pe DN-ul, primul semn de reducerea vitezei la 70 era ascuns de un pom și al doilea era fix în curba unde stăteau ei. Știi? Poate așa, doprești, nu vă spărați. De ce e limită la 70 aici? Păi nu, că așa s-a pus de... Nu. De ce e limită la 70 aici? Știi că nu... Adică eram pe două benzi pe sens, să ne înțelegem, cu despărțitor, cu... E vreun drum pe aici, e vreo casă, e vreo ceva? Nu. Noi stăm aici să fluidizăm traficul. Am scris pe blog și eu eram pe banda 1 cu 50 peste limita de 70, pe banda 2 era unul care mergea mai tare ca mine și am întrebat, nu vă spărați, pe ăla l-ați văzut? Nu, că stați puțin, că, dar de unde? Nu, și m-au luat așa, de sa, ca să vă zic trei chestii. 1. Cu de unde știți dumneavoastră că nu-i dăm și le amendă? 2. Aparatul radar nu poate să ia două mașini în același timp. Și 3, ce dacă mi-am mai zis, că dumneavoastră a sus primul. Păi zic, și luați pe ăla de pe banda 1 când ăla, adică era, nu
era, spuneți, raza pe ăla, pe banda a doua? Și am întrebat, zic, dacă aveam numărul de telefon corect, numărul de mașină corect, mai luam amendă? Ce vreți să spuneți? Ce vreau să spun? Hai să ne gândim, ce vreau să spun? A, vă referiți că da, normal, ăla avea numărul la voi de județ, eu nu am. Deci, pe de-o parte, și ei sunt, știi, și lor le e jenă un picuț, că n-am fost jegos cu ei sau nu știu ce, sau așa, dar și ei sunt un picuț jenați că trebuie să fac asta, dar nu s-ar opri. Și zic că, bă, de ce dacă e limita să de 70 în mijlocul nicăierului? La fel ești pe în Brașov, cu vreo două locații, sau cum în Brașov, stăteau în pădurea Bogății, puseau limită la 40 și stăteau acolo, la ciupeală. Am trebuit să mergi cu 160 pe DN, da? Din nou, sunt, mă știți foarte bine. Merg cât ține drum. Înțeleg, nu e ok, înțeleg că na. Și mai departe. Dar explicăm de ce e limita la 70 în mijlocul nicăierului. Din nou, eu o consider o nedreptate. Ce fac? Dom'le, n-am făcut eu bine ce am făcut, că n-am respectat limita de 70 din mijlocul nicăierului și de-aia am fost penalizat 2 luni de zile cu bară. Ce fac? Mă calmez sau spun, bă, e jegos ce au făcut și o să fac mai rău? E simplu, atât de simplu. Și hai, dacă vreți, hai să vorbim de chestia asta cu, cum ai zis, spunem aici o hartă cu, să spunem așa ceva frumos, cu Brașov. Mă, dacă urmăriți pe fair sau dacă știți discuția, pardon, nu știu ce, știu zona aia cu drumul ăla spre Moldova, care are o bandă jumate pentru că a fost făcut pentru căruță și așa mai departe, da, asta e o discuție. Sunt două, trei orașe unde traficul este infernal. Din cauza că n-ai cât de mare să fie bulevardul pentru câți oameni ies pe șosea. Și astea sunt câteva. Brașov. București, Cluj, Iași. Marele aglomerații urbane. Acum au început să aglomereze și alte orașe. Și așa mai departe, și mai departe. Din ce cauză? Au început să aglomereze orașele astea. Din ce cauză? Că este foarte ieftin să deții o mașină. Și în România, odată cu scoaterea, era și înainte, da, odată cu scoaterea taxei auto, a devenit cimitir auto și nu s-a făcut nimic. Am mai povestit, știu oameni care își luaseră 4 mașini când s-a scos taxa auto. Păi când l-au luat ieftin? Zic, da, ocupați 4 locuri de parcare care stai tuturor, nu stai dumneavoastră. Nu-i interesați pe mine. Nimeni n-are responsabilități. Toată lumea are dreptul, nimeni n-are responsabilități. Și mă pus, aveam niște vecini care plecau 3 cu aceeași mașină, soțul, ție, copil. Duceau copilul, ducea pe soție și pe care el ieșea în afara Brașovului, se ducea spre Făgăraș acolo, spre la zona industrială, la serviciu. Și am luat o mașină, bă, și mă uitam la ei, plecau uneori, știu, deci nu cred că vreau să zic 30 de secunde, plecau la câteva mile distanță. Și aceeași chestie, ea lucrând în oraș, n-avea unde să parcheze, precușuri acolo. Seara când se întorceau acasă, n-aveau tot timpul loc de parcare, că n-aveau loc de parcare în curte. Iar frecușuri acolo, și adică dintr-un căcat. Și adică ea se ducea cu mașina, se întorcea acasă. Nu. Și sunt tot felul de faze de genul ăsta. Sunt tot felul de faze de genul ăsta care trebuie rezolvate cu taxare, adică la modul o mașină per familie. Vreți 2 mașini? Da, triplu taxe, ceva. Trebuie să aveți loc de parcare, adică cumva să-i mai înfrâneze, să-și mai cumpere 70 de mașini. Ăsta e primul pas. Nu făcut parcări, nu nimica. Mă întreabă aici cineva, mașină nouă ieftină sau mașină SH mai dotată la aceeași bandă, dar cu vechime de 5 ani? Cum vrei tu? Cum vrei tu? Amândouă variantele sunt bune. Vlad, vrei să spun cum se taxează? Bună ziua, aș dori să matriculez această mașină.
La adresa asta mai matriculat o mașină. Ai pe numele fiicei dumneavoastră. Ce amuzant sunteți. Lăsați. Nu. Soluții sunt. Soluții sunt. Doar că nu vor să le aplice pentru că nu sunt populare. Știi, ca să ieși din sărăcie, trebuie să cumva să începi să... Cumva să ți se spună cineva, să ți se spună cineva că, bă, nu e ok ce faci. Nu e ok. Adică, e și mai în sărăcie prin faptul că ți-ai luat o mașină care te costă, care benzina, care nu știu ce, și așa mai departe, și reparație. Citiți articolul ăsta, că e un articol foarte bun, în care Andrei explică foarte, foarte lejer. Explică foarte lejer. De-aia nu se plătește parcarea în România. De-aia sunt taxele mici. De-aia te lasă să ții câte mașini vrei tu. Ca să cumva să-ți acopere iluzia că poate nu e sărac. Nu, eu nu sărac, m-am 3 mașini. Nu spun sărac. Eu am BMW. Da, dar e un BMW 200.000 diesel, vai morții lui. Da, nu sărac. Sărac sunt de-aia care merg cu autobuz. Vă povestite și mie la toate mașinile pe care am avut tot timpul, vecinii mă întrebă, de ce pleci cu bicicleta? Îmi trebuie, culi, și fac mișcare, fac, nu știu, Brașov, e un oraș ok, nu respir, nu inhalez așa de mult diesel. S-a mai, în ochii mei, s-a mai liniștit așa, așa, dar tot, cum este, pe măsură ce se liniștesc, îi simți mai tare pe aia care poluează și mai tare. Cum ai mașină? Da, las-o acolo. Las-o acolo, cum duc bicicleta. Păi cum îți faci 6 km și... Colo, colo? Da. Da. Stați rău cu banii? Nu. Deci, m-am dus de câteva ori la soție, la serviciu. Chestia asta, vină și aduci mie, nu știu ce, sau vină să iai, nu știu ce, să duci în partea altă. Și mă duceam cu bicicleta, știi? Și puteam să mă... Casca jos, nu știu ce, alea, se uitau alea la mine ca la felul 20. Portarul nici măcar nu mă... Portarul tot timpul. Doamne, ce este? Zic, sunt soțul doamnei. Am venit să iau un pachetel, coboară imediat. Aha. Și se uită la mine ca la avioane. Știi, și urma să întrebe, dar aveți probleme cu banii? Trebuie să mărim salariul soției ca să... Nu, da. Poți, e un oraș prietenos cu... Da, nu e neapărat prietenos. E un oraș în care se poate pedala. Se poate pedala, e lejer. Atât de când nu stai în schei să urci, așa... Lejer. Mașina mănâncă bani. Mașina mănâncă bani. E un confort care mănâncă bani și la un moment dat, știi, balansezi. Și eu am un moment în care mă duc fie pe jos, fie cu taxiul, fie cu bicicleta, unde am treabă, pentru că nu am loc de parcare. Și decât să-mi fac neti, decât să caut, nu știu ce, decât să mă înnerv... Mai zic, când mergeam în București, era o parcare pe acolo, pe lângă Casa Presei. Lăsa mașina în parcare, nu mai știu, era ieftin oricum, ceva în genul, nu mai știu. 60 de lei pe zi, cred că așa era. Și de acolo, un tramvai, un metrou, un taxi, un nu știu ce. Cum se știe, adică oriunde mă duceam, credeți-mă, m-am dus la o dată la Vodafone în centru, unde erau ei. Deci cu procură specială, cu directorul parcului auto, ca să nu știu ce, ca să pot să intru să parchez acolo. Și zic, bă, dacă știam, nu mai parcam acolo, nu vedeam cu mașina. Parcă aici, ca să intru aici cu... E fost o întreagă... Bine, știu că pe aici nu se găsesc locuri de parcare pe nicăieri și e o parcare publică, aici e deja SF. Și, bă, căcatul, trebuie să o las să vin cu metrou sau să vin pe jos sau să nu știu ce. Chestia asta trebuie voi să vă gândiți cum e mai lejer și mai puțin dureros pentru voi. Deci, mă duceam, am avut mașină și mergeam cu metrou. Mergeam cu metrou și unor ca să nu mai schimb la Unirii, ieșeam la Unirii, la suprafață și mergeam până la Universitate pe jos. Mișcare. Și cum sunt eu? Hai mașină și duci mașină? Nu. Da. Așa. De asta se leagă și cu... avut carnețel pe birou și, sau mă rog, aplicație de notes și să punem nu știu chestii pe listă, să bagi un Bringo, bagi un Freshful, te duci și o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni și faci cumpărături, nu te duci la fiecare două zile, la fiecare trei zile să, cu mașina să cumperi, să chestii, să nu știu ce. Toate astea duc la o, știi, la o armonie, la
cât să cheltui, cât mai, să rămână cât mai puțin bani și cât mai mult timp. Pardon, să rămână cât mai mulți bani și cât mai mult timp. Asta e faza. Asta e faza. Dar atâta timp cât nu există, nu e plata parcărilor, nu sunt, a doua mașină impozit mai mare, a treia mașină impozit și mai mare, și mai departe, nu. O să stăm în mașină căcălău. Pentru că altă soluție, adică, oamenii nu sunt îndemnați să caute soluții. Nu sunt îndemnați. Atât de simplu. Toți i-am văzut din 2007. Și vezi pe aia, în Paris, mergând pe scutere. Știi, dacă n-ați văzut, Tectora Fit. Nu, cred că asta era. Dar era ceva în genul ăsta. Ce am văzut la... Nu chiar. Nu, am văzut la... Da, uite. Un cetățeni mergând așa pe scuter și era la costum. Deci pur și simplu, nu era chiar așa, deci era pur și simplu, avea un pled peste picioare până la brâu ca să nu se murdească de praf. Și omul mergea la muncă exact așa, cu păturica asta pe picioare. Și era la costum. Atât de lejerie. Da, deci mergea cu păturica. 2008. Și la noi nu se poate. Da, la fel. Nu știu, deci mie mi se pare, adică când am schimbat mașina, n-am schimbat niciodată, când mă săturați sau că, nu știu, tot timpul de probleme de fiabilitate sau de chestii, sau nu mai vreau să mai bag în ea și mă supra, bă, nu mai am chef. Da, și mi se pare de ăștia, deci v-am povestit, deci am TikTok-ul ăsta și cu mașina de 50.000 de euro. Și mi-a scria mașina un cetățean care a dat cu spate în ea, un nene care a lăsat un cărucior și l-a bătut vântul și mi-a răcăit mașina și asta e doar asta. Și mi-a zis, deci eu nu parchez niciodată să mă înghesui acolo, să fiu primul la ușă, cât mai departe, pentru că încă merg picioarele și mai merg un pic spre jos, nu e mare lucru. La fel și la magazine de bricolaj, mă rog, când am de încărcat mult și am 20 de saci, parchez acolo la intrarea de construcții, dar dacă nu, parchez la boschet, că merg cu o plăsuță, cu trei porcării. Și ăsta cu... Deci eu așa mă duc, 8.25 la Leroy, oamenii nu vrea să pedaleze, domnule, nu vrea să pedaleze. 8.25 la Leroy, oamenii nu vrea să pedaleze, domnule, nu vrea să pedaleze. Mă duc la Leroy sau mă duc și la Hornbach. Leroy e mai aproape, Hornbach e mai... Nu facem influencer fan azi. Și... Mă duc cu ghiozdanul în spate și m-a întrebat la un moment dat un cetățean. Zic, am zis să iau niște piese mici, construiești ceva în curte, nu știu ce, trebuie să iau niște șuruburi, niște rotițe, niște... Tara, nu... Vin cu mașina să iau... Lase și așa două mâini de chestii mici. Nu... nu car patru scânduri și o bară de 6 metri. E stupid să vin cu mașina. Inclusiv la Dedeman, care e mai departe un pic. Următoarea intersecție. Da, iau doi baloți de gresie, da, mă duc cu mașina, nu am cum să car pe bicicletă. Dar dacă am chestii astea care intră în ghiozdan, fără jenă. Da, și o fac. Fire zicea că el nu, adică se uită la București Bike Traffic și da anxietate că n-are curaj să meargă. Fix de asta, fix să le arăți oamenilor, să le dai exemplu că se poate. Să le arăți că, bă, și v-am povestit, deci eu n-am pățit cu bicicleta decât două accidente. În Oradea, la un moment dat, era centura în construcție și era unul cu un Logan alt care aproape să dea așa, foarte aproape de mine, să mă sperie, să mă știu, și eu eram și cu filmul în spate. Și am intrat pe o străduță, am intrat la mine pe străduță și ăsta tot în spatele meu. Și zic, atât de morți, mă, te-am pus bicicleta de-a curmezișul străzii, zic, dacă e ceva să cadă pe ea cu copilul într-o parte, adică nu a lăsat copilul să calce pe copil, am lăsat bicicleta și zic, atât de morți, mă, te jos, zic, ce se întâmplă? Știi? Și pur și simplu omul s-a panicat și mai tare, n-avea cum să, că dacă trecea peste bicicletă era nasol.
Și s-a panicat, au apărut și alți oameni, ce s-a întâmplat, idiotul ăsta tot, și era un boșor care, m-am uitat la el, râdea, îi se părea amuzant. În momentul în care a văzut că situația e nasoală și că poate și așa și o bucată, se panicase. Nu știu ce era în capul lui. Și a doua oară în Brașov, un mă rog, era BMW, dar irelevant, un șofer începător s-a apropiat prea aproape de mine și m-am împins în bordură și tot la fel, eram cu filmul în spate, s-a speriat el mai tare decât mine, m-am speriat și ne-am oprit și eu zice, domnule, nu pomona, zic, na, e bine că nu s-a întâmplat, adică am pus piciorul jos instant și nu s-a întâmplat nimic rău. Am, mă știu ce, cască de la Decathlon, ceva cu, unde este, aia de Rock Rider, nu știu ce. Cred că am un model mai vechi și mă gândeam să, că au apărut de-astea mai noi. Nu. Da, nu mai este de vânzare. Cred că ceva în genul ăstea, dar este cu roșu. Da. Ceva în genul, da, fix asta. Fix asta, dar este parcă cu roșu și cu alb, da. Dar cu bucățica asta de plastic. Și Fimiu are paia albastră, paia... Nu, paia... Cine m-au schimbat ăștia? Cască în bicicletă, 184 de produse. De ce 184 de produse și nu le văd pe toate? Arată bine paia de la Decathlon. Da, Fimiu are pasta. Nu? Nu. E ceva n-are aici. Că asta... Da. Are pasta. Oa. Și mă gândeam să-mi iau și eu așa sau pe roșu. Sau chiar și asta arată drăguț. 115 lei. Da. Mănuși. În caz de ceva să pot să nu pun palmele, că dacă îți drăiesc palmele plâng. Și așa mai departe. Și am level... Băi, și m-am iritat de la ceva, deși la buză și la asta. Am mănuși, am un GoPro pe bicicletă și am... trebuie să-i cumpăr și eu o bicicletă, mai care o petardă asta de bicicletă care am învățat. La fel. L-am scos, cred că acum câteva săptămâni, în trafic, să văd cum merge. Și să-l înveți. Copilul se învață. El nu va merge pe bicicletă dacă nu te vede pe tine. Știi? Nu poți să spui, bă, fă așa, da, tu nu faci așa. Mă vede pe mine, face și el. Ceva păreri despre Eurovision și spectacolul la bizar și inconsistent făcut de Teodor ăla. Da. Părerea mea este că... Stai, să facem așa. Părerea mea este că... Nu-mi pasă, asta e părerea.